Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă numesc Adrian Tămaș, sunt unul dintre păstorii Bisericii Betel din Cluj-Napoca și de mulți ani de zile, la început de an, venim câteva zile aici la niște prieteni și ne bucurăm să putem duminica să fim împreună în casa Domnului, să ne bucurăm de ce face Domnul în mijlocul nostru. Am să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Efeseni, am să citesc câteva versete din capitolul 4, începând cu versetul 26. Efeseni 4, începând cu versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Tată dragă, îți mulțumim frumos pentru prezența ta în mijlocul nostru, în baza promisiunii tale, că acolo unde doi sau trei se strâng în numele tău, tu ești acolo. Te rugăm frumos să vorbești în inimilor noastre. Doamne, tu știi care ne sunt nevoile, tu știi de ceea ce avem trebuință fiecare dintre noi în această seară și prin Duhul tău cel Sfânt, te rugăm frumos să te atingi de noi și vrem ca toate numele tău să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Ocupăm locurile. Aș intitula mesajul din această seară, prin această parte de început a versetului 30, care spune în felul următor, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Și ăsta e mesajul din această seară, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Este interesant atunci când discutăm despre ceea ce putem să facem noi și cu Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt și cu noi, când realizăm faptul că noi putem să întristăm Duhul Sfânt și Duhul Sfânt care este în noi poate să fie întristat. Dar pentru ca să ne încadrăm în timpul pe care îl avem la dispoziție, aș vrea să intrăm în acest text și să înțelegem cum anume ajunge Duhul Sfânt să fie întristat și ce se întâmplă, care sunt lucrurile din viața noastră pe care le experimentăm și putem apoi să vedem dacă Duhul Sfânt e întristat în viața noastră. Spune așa, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și apoi, le spune așa, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, dimpotrivă, și când apare acest dimpotrivă, trebuie să ne imaginăm ca o balanță, da? Și avem două talere și pe un taler ni se spune să nu faci cu tare lucru și pe celălalt taler se spune dimpotrivă să fii și ni se spune cum trebuie să fii, să fii bun, milos și iertător. Fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Deci pe de o parte, amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire și orice fel de răutate. Și se pare că astea sunt lucrurile care întristează Duhul Sfânt. Dar pe cealaltă parte a talerului, bun, milos și iertător. Acum, aș vrea să rămân puțin la versetul 31 și am să citesc dintr-o altă traducere pentru că ne-am obișnuit așa de mult cu Cornilescu și cu felul melodios în care sună traducerea Cornilescu, încât de multe ori parcă nu mai înțelegem ce vrea să spună. Ne spune că între noi sau în viața noastră poate să fie următorul lucru și citesc dintr-o altă traducere din BVA. Zice, eliminați din viața voastră orice amărăciune, orice manifestare rapidă negândită, orice mânie, orice reproș făcut pe ton de scandal, orice defăimare și orice fel de răutate. În momentul când aceste lucruri le găsești în viața ta,
înseamnă că acolo se ridică un semnal de alarmă. Degeaba spui că ai Duhul, că Duhul poate să fie întristat în viața ta, pentru că aceste lucruri se văd în viață. Și spune, eliminați-le. Ce anume? Amărăciune. Și când stăm să discutăm și vedem de multe ori ce se întâmplă în viețile noastre și observăm cu oameni care trăiesc în amărăciune și sunt apăsați, și când vorbești cu ei de fiecare dată acolo este ceva și este amărăciune și amărăciunea iese afară amărăciunea și stai de vorbă și te întrebi cum ești și înainte să povestească orice altceva, începe să spună despre necazurile pe care le are. Și noi românii suntem extrem, extrem de pricepuți la a scoate afară amărăciunea. Cum ești? Ai să vezi cât te am și cu tare și cu tare și cu tare și guvernul nu-i bun și cu tare nu-i bun și președintele nu-i bun și salariul nu-i bun și șeful nu-i bun și amărăciunea și iese amărăciunea și iese amărăciunea și iese amărăciunea. Dar ajungem să ne justificăm amărăciunea, știți prin ce? Prin faptul că noi suntem realiști. Păi ce, cum să nu fiu? Să mă apuc să mint, zice, dar noi, asta e adevărul, zice, uite guvernul, uite cu tare. Nu ți se cere să minți. Dar întotdeauna când te uiți la un pahar în care există apă, tu poți să spui paharul e pe jumate gol sau poți să spui este pe jumate plin. E foarte important să privești la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu și să vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu, nu așa cum le vezi tu atunci când ești rănit. Cu cât ești rănit mai tare, cu atâta vei vedea lucrurile în jurul tău că sunt un dezastru. Ai fost rănit acasă, ai fost rănit la servici, ai fost rănit în biserică și în momentul acela când te uiți la tot ce se întâmplă în jurul tău, nu poți să vezi decât dezastru. Când îi vezi pe doi că se căsătoresc, nu mă spui mâinile că, zice, nu știu ei ce așteaptă și zice, ce urmează peste ei, vai, ei săraci. De ce? Pentru că tu ai fost rănit acasă. Și dacă ești rănit acasă, când te uiți la alții care se căsătoresc, nu mai te gândești, vai rău le-a fi, vai ce spăți, vai ce vi se va întâmpla, îți vedea voi peste 10 ani de zile, am mai povestit noi peste 20 de ani, o să vedeți voi ce o să fie, o să vedeți voi cum o să fie. Dacă ai avut un copil care s-a răzvrătit împotriva ta, când te uiți la alți copii care cresc și aștepți să apară perioada adolescență, o să vezi voi ce o să fie, o să vedeți cum o să se răzvrătească, o să vedeți ce o să fie, o să vedeți ce o să pățească și iese amărăciune afară, Și stai de vorbă cu oameni care sunt în biserică, pocăiți, credincioși al lui Dumnezeu și vorbești cu ei, biserica, nu mai vine nimeni la biserică, nu mai interesează de nimeni de biserică, nu se mai pocăiesc cu oameni, De ce? Pentru că tu ai fost rănit în biserică și în loc să vezi perspectiva lui Dumnezeu asupra bisericii și să vezi că Dumnezeu a spus lui Petru, i-a spus Domnul Iisus așa de fain, când a chemat în existență biserica prin cuvântul gurii lui, i-a spus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Hristos își zidește biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Asta e biserica lui Iisus Hristos. Dar noi când vorbim despre biserica lui Iisus Hristos, vorbim doar că despre un om în comă, în ultimul grad de deteriorare, azi mâine e pe moarte. Și Hristos se uită și spune, biserica, tu de biserica mea vorbești? De mireasa mea? Asta, așa te referi la biserica, la mireasa mea? Crezi că e în comă? Am așezat biserica mea pe acest pământ ca să se lupte cu împărăția celui rău și să biruiască. Amin. Și Hristos să știi că nu acceptă să te referi altfel la biserica lui decât la, ca și la mireasa lui care a fost predestinată, i s-a prorocit că va birui. Și atunci de unde atâta amărăciune? De ce ajunge să fim atât de amărâți? Zice, eliminați din viața voastră orice amărăciune, orice manifestare rapidă, negândită, sau cum că traduce Cornilescu, iuțime. Manifestare rapidă, negândită. Ți-o zice cineva ceva, nu mai apuci să filtrezi, nu mai apuci să te gândești, pac, i-ai zis-o înapoi. Cum ți-o zis-o, cum l-ai... Cum adică să tac din gură? Cum adică să nu-i spun? Cum adică ce au avut dreptate?
Eu trebuie să-i spun și partea mea. Nu le stai să le mai gândești, le dai drumul înapoi, așa. Mai departe, deci orice mânie, asta știm cum e cu mânia, nu mai trebuie să rămânem aici, deci orice reproș făcut pe ton de ceartă, de scandal. Acum, poți să spui, vezi că lucrul ăla nu-i bun, dar în momentul când îl spui cu ton de scandal, când ești gata să-i dai drumul ca să-ți da, vezi dacă zici ceva înapoi, că după aia scandalul îi întoi și tu ai zis-o și el a zis-o și după aia începe scandalul. Orice defăimare, când te uiți la cineva și numai nu vezi nimic bun în viața lui. Vine cineva, vorbești despre o altă persoană și întotdeauna despre altă persoană vorbim defăimător, pentru că nu e așa, întotdeauna găsim ceva negativ, să spunem. Și orice fel de răutate. Când ajungi să faci răutăți, când știi că nu-i bine ce faci, tot faci chestia respectivă. Și Biblia ne spune în felul următor, ce să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Tu ai Duhul Sfânt și Duhul Sfânt în tine, dar tu poți să-L întristezi. Și lucrul ăsta, când sunt în viața ta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se întristează. Dar este celălalt taler. Și pe celălalt taler, ce din potrivă, ar trebui să fii bun, ar trebui să fii milos și trebuie să fii iertător. Dar din cele trei lucruri pe care le subliniază aici cuvântul lui Dumnezeu, se pare că cuvântul iertare este cuvântul cu greutate aici, pentru că ne spune mai departe, și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Iertarea este punctul central al celuilalt taler. Cu alte cuvinte, tu ori trăiești în zona stângă a talerului, în care ai ton de scandal, în care ești mânios, în care faci mici răutăți, în care ești plin de amărăciune, ori trăiești în partea cealaltă în care ierți. Și pentru a înțelege și mai bine ce înseamnă această iertare, aș sublinia textul acesta cu un text din Matei capitolul 18. Și aș trece foarte repede peste sfârșitul capitolului 18 din Matei, în care vine Petru la Domnul Iisus Hristos, pentru că problema asta a iertării este o problemă foarte grea și complicată, așezată într-un fel în Vechiul Testament, și vine Petru în versul 21 și spune: atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Adică, Doamne, există ceva normal în care eu pot să duc, pe care pot să-l duc. Mi-a greșit, îl iert. Până când? Aproximativ de 7 ori, cam acolo, după care să vezi ce-i fac și ce-i dau. Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Aici putem să tot discutăm de cât e 70 de ori ori 7, cum e cu 490, că dacă trebuie să fie într-o singură zi de 490 de ori, că dacă trebuie să fie într-un an, că dacă trebuie să fie într-o viață întreagă. Mă, dragii mei, vreau să vă spun că ceea ce urmează în text e absolut extraordinar. Nu mă ascultați cu atenție. Și de aceea împărăția celor se va asemăna cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi, a început să facă socoteala și a dus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Suma este absolut colosală, echivalentul la câteva miliarde de euro astăzi. Nu știu ce afaceri au făcut și cum au reușit să distrugă o atât de mare sumă de bani. Fiindcă el n-avea cu ce să plătească, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti tot. O astfel de datorie n-ai cum să o plătești. Dar el încerca să-și câștige viața și libertatea. Numai că Biblia ne spune în felul următor: stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Pentru că dacă nu i-a iertat datoria, tot acolo eram. O datorie imposibil de plătit. Și stăpânul le-a zis: te iert. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de dinari, echivalent la, hai să spunem, la 100 de lei, respectiv
munca pe 3 luni de zile. A pus mâna pe el și le strângea de când zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Până aici textul merge paralel. Tovarășul lui spune, s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Textul merge paralel, unul și celălalt. Așa a făcut și unul, așa a făcut și celălalt. Dar de data asta, robul răspunde felul următor. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus, le-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se gătea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și urmează, dragii mei, două dintre versetele cele mai complicate din întreaga Scriptură. Pentru că versetele acestea nu sunt pentru cei nepocăiți. Ascultați-ne. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Cine știe ce sunt chinuitorii? Cine erau chinuitorii? Pe vremea respectivă, când un stăpân avea o problemă cu cineva și îl dădea pe mâna chinuitorilor. Era un fel de închisoare. Dacă mergeți în castelele medievale, în fiecare castel medieval exista o cameră de tortură. Și acolo nu era o închisoare, nu avea nimeni timp să facă binefacere, să pună pe cineva într-o încăpere cu 4 pereți și să-i dea de mâncare și să stea bine, să mai pună și televizor pe deasupra. Îl puneau acolo și îl dădea pe mâna chinuitorilor, care îl băteau cu tot felul de instrumente și făceau tot felul de chestii până când omul, datorită durerii, ajungea să moară. Și stăpânul s-a mâniat și a dat pe mâna chinuitorilor, a torționarilor. În versetul următor, dragii mei, îmi dă fiori. Zice, tot așa, astea-s cuvintele Domnului Iisus, tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc. Adică ce tot așa îmi va face? Mă va da pe mâna torționarilor. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și în momentul acela încep să... Noi avem o situație foarte interesantă în mintea noastră. Când ne gândim că Dumnezeu ne dă pe mâna să fim chinuiți, zicem, Doamne... Și imediat ne ducem cu mintea noastră în escaton, adică când va veni Domnul. Și ne gândim că textul ăsta e valabil pentru când va veni Domnul. Lasă că dacă nu ierta... M-a chinuit nu știu cine în iad, numai că nu ne convine și ideea să fim chinuiți în iad și nu prea știm cum să dialogăm cu versetul acesta și ce să facem cu versetul acesta, că e pentru noi, dragii mei, e pentru cei cărora li s-a iertat toată datoria. Asta nu încerca să-l puneți că e pentru cei din afară. E pentru cei cărora li s-a iertat toată datoria, asta e textul, asta ne spune textul, e foarte clar contextul. I s-a iertat toată datoria și el n-a vrut să ierte pe altul care avea o problemă cu el și avea ceva de rezolvat acolo și nu putea să ierte. Deci nu e vorba de alții din afară, e vorba de noi. Și atunci nu știm cum să înțelegem asta, că dacă ne dă Dumnezeu pe mâna diavolului în veșnicie, înseamnă că noi intrăm în iad. Dacă nu-i vorba de iad, atunci care sunt chinurile? Și atunci ne uităm la chinuri, dragii mei, și chinurile sunt cele scrise aici de către Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 4, unele dintre chinuri. Amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire, răutate. Biblia ne spune că Dumnezeu a trimis un duh rău peste Saul
Și înțelegem din acest text, dragii mei, din Matei 18, că atunci când nu iertăm, Dumnezeu îngăduie ca Duhul rele să vină peste noi și să ne chinuie. Și dintr-o dată, tu ai fost liniștit, ai fost în regulă, ți-a fost bine. Și dintr-o dată numai te trezești că începi să devii mânios și nu știi de ce. Începi să strigi și nu înțelegi de ce. Începi să vorbești de rău, să defăimezi pe alții și nu înțelegi de ce. Începi să ai manifestări rapide negândite. Cum au zis, cum mi-ai dat-o înapoi? Și nu înțelegi de ce. Și se întâmplă una și se întâmplă alta și nu înțelegi de ce se întâmplă lucrul acesta. Nu înțelegi de unde e lucrul. Dar problema e că până ajungi tu să nu înțelegi, problema e cu cei din familia ta și din biserica ta care nu înțeleg ce e cu tine. Că înainte să vezi tu că e o problemă, o văd cei de lângă tine. Și numai se uită la tine și nu înțeleg ce e cu tine. Ce te-a apucat? De ce ai devenit mai mânios? De ce începi să vorbești tot mai mult de rău pe cei de lângă tine? De ce începi să faci mici răutăți? De ce nu mai ai pace și nu mai ai liniște? Ce se întâmplă cu tine? Și cei din jur văd că ceva s-a schimbat cu tine și tu nu vezi încă, dar la un moment dat când te oprești în loc și dacă lași Duhul Sfânt să te cerceteze, la un moment dat îți dai și tu seama, mă, ceva nu e în regulă cu mine. Și textul acesta pe care l-am citit în Efeseni arată că e ori una, ori cealaltă. Că s-ar putea ca ceea ce experimentezi cu mâniile și cu amărăciunile pe care le scoți afară și cu celelalte lucruri din viața ta, s-ar putea să fie datorită faptului că nu ai iertat. Că nu ai iertat. Am început, dragii mei, și dacă o să intrați pe internet, o să găsiți studii făcute pe neiertare. Sunt studii științifice, făcute de oameni de știință. Am auzit, dragii mei, vorbind un mare neurolog român, neurochirurg român, despre efectele neiertării. Și omul acesta nu vorbea din perspectiva lui Pavel, că el nu avea perspectiva lui Pavel, că nu avea el cu Dumnezeu mare lucru. El vorbea din perspectiva științifică. Sunt studii și o să vă citesc la un moment dat, o să vă dau câteva studii, să vedeți ce se întâmplă în momentul în care nu ierți. Când cineva îți greșește și tu nu poți să ierți. Am prieteni care trec prin așa ceva în momentele astea, îmi spune, Adi, îmi era pulsul, de câteva zile mi-e peste 100 pulsul. Și am tot spus, de când a apărut conflictul între ei, i-am spus, primul lucru pe care trebuie să-l faceți înainte de orice, înainte de a încerca să rezolvați conflictul și aduce lucrurile până la capăt, primul lucru pe care trebuie să-l faci, e tu trebuie să ierți pe cel ce te-a rănit, tu trebuie să-l ierți. Numai că atunci când discutăm despre iertare, noi venim, dragii mei, și aducem tot felul de argumente și avem foarte multe argumente pentru neiertare. Noi spunem în felul următor, e prea mare rana, nu pot să-l iert. E ca și cum ai zice, e prea mare virus, e prea mare bacteria asta care la mine în plămâni, zice, nu o să iau niciun medicament pentru asta. Deși te-ar și uimi un astfel de om care zice că păi cu cât e mai mare bacteria, cu atâta trebuie să dai mai mult antibiotic și să le iei mai repede ca să te faci bine. Cu cât e rana mai mare și suferi mai tare, cu atât mai repede trebuie să ierți. Timpul o va vindeca, spun alții. Înveți foarte repede că timpul nu vindecă absolut nimic. Inclusiv rănile pe care le avem noi și când ne tăiem și începe să curgă sânge, nu timpul le vindecă, dragii mei, ci sunt niște celule în organismul nostru care în momentul în care li se transmite comandă, vezi că este o rană în zona mâinii, ele merg și acționează acolo și ele funcționează și funcționează. Îi drept că ele funcționează în timp, lucrează în timp, dar este cineva acolo care lucrează să repare rana. Noi o mai ajutăm cu tot felul de medicamente ca să ajute procesul și să grăbească procesul de vindecare, dar nu timpul vindecă rana, dragii mei. Timpul nu vindecă niciodată nimic. Timpul cu rănile făcute din neiertare nu face altceva decât să îngăduie diavolului să intre în viața ta și să te chinuie. Și să devii un om amărât și să devii un om care ești iute la mânie și să devii un om cu tot felul de probleme pe care nu le-ai avut înainte și nu știi de unde e problema.
altcineva spune, o să iert atunci când o să-și ceară iertare. Și asta e minciuna cea mai mare a diavolului care vine la noi. Zice, nu, când o să-și ceară iertare, atunci îl iert. Dați-mi voie să vă spun ce este, ce se întâmplă în momentul când apare o rană. În momentul când cineva te rănește, ți-o zis ceva, ți-o făcut ceva, în momentul acela se creează o legătură între tine și persoana respectivă, o legătură în lumea spirituală și tu toată viața pleci și mergi cu omul acela după tine în spate. Tu oriunde te duci, el te urmărește. Tu crezi că nu te urmărește. Sunt unii care sunt în stare să schimbe țările, să meargă dintr-o țară într-alta numai pentru că au avut conflict cu cumnatul, cu soră sau cu maică sau cu cineva. Și zice, mă duc nu știu unde, mă duc până în America, numai să nu-l mai văd, să nu mai aud de numele lui. El trece oceanul, ajunge în America, începe să lucreze. Și după aia nu știe ce i-a mărât. Și nu știe ce probleme îl apasă. Și nu înțelege unde este necazul și ce-i baiul cu el. Și atunci ce face omul? Își mai ia încă un job. Și mai face încă ceva și își mai schimbă încă o mașină. Doar pentru că el n-a înțeles că problema pe care o are e rana produsă și nerezolvată. Și tu îl duci după tine și îl car după tine și nu știi. În urmă cu ceva vreme, cineva de-a noi din biserică, un tânăr a venit și mi-a spus, Adi, ziceam, este student la medicină. Și mi-a spus, am un coleg care a avut să se sinucidă azi noapte, zice, vrea să povestești cu el și pentru că fac consiliere cu tineri și discut cu ei. I-a spus, cum să nu zic, e pocăit și nu-i pocăit. Păi zic, ar fi dispus să vină, să aduci la biserică, zice, da. Și l-a și adus la biserică. Și în fața mea, dragii mei, am stat de vorbă cu poate una dintre cele mai inteligente persoane cu care am vorbit până acum. O inteligență absolut rară. Genul de om care, la medicină, care considerată poate cea mai complicată și dificilă facultate, era în stare să citească o singură dată cursul și lua 9 și 10. Era vârful în anul lui la medicină în Cluj. Era acolo în vârf. Și am început să vorbesc cu el, am întrebat ce eu, că el e bine, avea prietenă, era bine, părinți, era bine, școala era perfect, n-avea nicio problemă. Și totuși el coseară înainte o să sinucidă. Și în momentul acela încep să cauți și să sapi și să sapi și să sapi să vezi unde e baiul. Și am tot povestit cu el și am tot povestit și am tot coborât pe parcurs în ani să vedem unde e problema. Trebuia să identificăm, să vedem ce anume i-a generat ceea ce a vrut să facă. Și am tot coborât. Și am ajuns până prin clasa 12, așa 11, așa 10, așa 9, așa 8, așa. Și când am ajuns la clasa 7, dragii mei, i s-a schimonosit fața, i s-a îngroșat vocea, și am zis, ops, ce e aici? El e dintr-o parte de țară. Nu vreau să spun de unde, că nu are importanță. Și în clasa lui și în școala lui, în zona respectivă din care era el, oamenii erau cu un nivel de inteligență puțin mai scăzut, iar el era un geniu. Acum, imaginați-vă când s-a pus într-o clasă un geniu, că discutăm despre un geniu, și niște oameni care nu prea înțelegeau ce rost are școala. Și în clasa 7-a și-au bătut joc de el într-un mod barbar. Dar numai în clasa 7-a, pentru că în clasa 8-a el a învățat să se bată și a început să le-o plătească. Dar în clasa 7-a a fost clasa în care și-au bătut joc de el într-un mod barbar. Dragii mei, îi știa pe nume pe fiecare dintre ei în parte. Eu nu mai știu, în clasa 7, să mă gândesc cu cine, au fost mie colegi în clasa 7, să mai știu pe nume. Poate că un nume, două, mi-aș aduce aminte. Dar el îi știa pe fiecare dintre ei în parte, îi știa pe nume. Și m-am oprit și le-am spus, știi, din cauza lor, te-ai vrut să sinucizi. Și de la mine și-a zis, cum adică? Zic, oamenii ăștia te-au rănit atât de tare, și tu de atunci îi tot porți după tine. Ești cel mai tare la medicină. Ai tot ce trebuie, nu-ți lipsește nimic. Dar cu oamenii aceștia încă îi porți după tine, pentru că tu n-ai rezolvat problema cu ei. Și stă și mă ascultă și zice, ok, zice, ce trebuie făcut atunci? Și zic, în momentul când cineva te rănește, pentru rănile făcute, nu există decât o singură soluție, ne spune Scriptura. Și soluția este iertarea.
Dar înainte ca să-ți vorbești despre iertare, tu trebuie să primești iertarea de la Dumnezeu. Pentru că tu nu poți să ajungi să ierți pe cineva cu adevărat dacă nu ești recipientul iertării lui Dumnezeu. Să primești iertarea lui Dumnezeu. Și am început să-L vestesc pe Iisus Hristos și să-I spun despre Iisus Hristos. S-a terminat seara, s-a ridicat, ne-a mulțumit frumos. A ajuns la ușă, s-a întors. Zice, cât despre a ierta pe ăia, niciodată. S-a întors și a plecat. Nu știu ce se va întâmpla cu viața lui, dar știu un lucru, că adevărul lui Iisus Hristos a fost transmis în mintea lui acolo și de multe ori adevărul își face efecte în timp. Nu se întâmplă imediat, nu se întâmplă în secunda a doua, dar se întâmplă în timp și Dumnezeu în timp lucrează și va transmite mai departe ceea ce are de făcut. Nu contează dacă cineva își cere iertare. Hristos pe cruce a spus, Tată, iartă-i, că cei nu știu ce fac. Și-au cerut ei iertare cumva de la Iisus? Sub nicio formă. Ei credeau că își fac jobul, că fac un lucru bun. Și Iisus Hristos i-a iertat, pentru că Iisus Hristos a știut că El nu poate să urce în cer cărându-i pe oamenii ăștia după El. Lucrurile se rup. Și dacă vrei să fii eliberat de cei care te-au rănit, tu trebuie să ierți. Și o să spui, dar nu-i logic. Adică eu trebuie să fac eu am fost rănit și tot eu trebuie să iert. Nu-i cinstit, nu-i normal. Și Hristos îți spune, tu m-ai rănit prin păcatele tale și tot eu trebuie să te iert. Exact la fel cum am făcut eu, exact la fel trebuie să faci și tu. Tu m-ai rănit prin păcatele tale și neascultările tale și prin spatele tău întors și ai făcut ce ai vrut cu viața ta și m-ai rănit prin asta și eu te-am iertat și am plătit prețul iertării tale exact așa cum am făcut eu, așa trebuie să faci și tu. Pentru că, dragii mei, iertarea este atât de importantă în împărăția lui Dumnezeu tocmai datorită iertării pe care Hristos ne-a dat-o nouă. De aceea iertarea nu este un subiect oarecare, ci este un subiect care ne afectează duhul, sufletul și trupul nostru. Și o să vă dau câteva studii imediat despre efectele asupra trupului nostru, efectele pe care le are neiertarea. În momentul când cineva te rănește, primul lucru pe care trebuie să-l faci, se duci în prezența lui Dumnezeu, se spui, Tată drag, tu m-ai iertat și n-am meritat. Și uită ce mi-a făcut soția. Și uită ce mi-a zis soțul. Și uită ce mi-a zis copilul. Și uită ce mi-a zis șeful. În numele lui Iisus Hristos îl iert. În numele lui Iisus Hristos îl iert. M-a făcut să mă simt trădat. M-a făcut să mă simt respins. M-a făcut să mă simt. Și în numele lui Iisus Hristos, a jertfei de la Golgota, îl iert. Amin. Și în momentul când ai rostit, aș vrea să înțelegi, diavolul nu mai are acces la viața ta în momentul în care tu ai rostit, iert. Pentru că iertarea trebuie să o rostești peste fiecare lucru care ți s-a întâmplat. Tu nu poți să vii și să rostești, și asta în special în relațiile de lungă durată, soț, soție, părinți, copii, când tu ai o viață întreagă în spate, tu nu poți să ierți așa, îl iert pe tata pentru tot ce mi-au făcut toată viața. Nu funcționează. Trebuie să duci înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne Iisus, îl iert pe tata că mi-a zis chestia aia, mi-a făcut cealaltă, m-a făcut să mă simt așa, atunci am o nedreptățit, dincolo mi-a făcut așa, dincolo. Fiecare lucru care te doare și de care ți-aduci aminte, pe toate trebuie să aduci înaintea lui Dumnezeu și peste fiecare în parte trebuie să rostești iert. Și Petru întreabă, de câte ori să-l iert? De 7 ori? Pentru 7 lucruri care mi le-au făcut? Și Domnul Iisus îi spune, de 70 de ori câte 7? 490, dar nu știm dacă e în fiecare zi sau în an întreg, sau nu știm exact. Cu alte cuvinte, e așa de mult încât pentru fiecare lucru în parte care ți s-a greșit, pentru fiecare trebuie să ierți. Și tu în momentul în care ai iertat, în momentul acela nu mai are voie să intre în viața ta nici amărăciunea, nici vorbirea de rău, nici celelalte lucruri pe care ni le aduce aici cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni capitolul 4.
Prezența Duhului Sfânt în viața noastră este o prezență care vine prin capacitatea de iertare față de ceilalți. Față de ceilalți. Noi primim Duhul Sfânt prin faptul că Dumnezeu ne-a iertat și Duhul Sfânt intră în viața noastră, dar dacă noi nu iertăm, Duhul Sfânt se întristează și celelalte duhuri au dreptul să vină în viața noastră și să ne chinuie în baza cuvântului pe care Dumnezeu l-a rostit. Nu pot să iert dacă nu pot uita. Spun unii, înainte de a face orice, tu trebuie să ierți și să lași uitarea să funcționeze mai departe după ce se întâmplă iertarea. Alții spun, dacă îl iert, va face la fel. Și de cele mai multe ori s-ar putea să ai dreptate. Și în special când discutăm despre relații de familie. Pentru că tu știi că tu ierți, dar săptămâna viitoare se vor reface lucrurile și tot așa vor fi. Indiferent de câte ori se întâmplă, de fiecare dată când ești rănit, trebuie să ierți. Pentru că iertarea nu îi pentru persoana aceea, ci îi pentru tine. În momentul când tu ierți, tu te eliberezi. Nu le eliberezi pe el sau pe ea, pe cel care te-a rănit. El nici măcar nu știe, nici măcar nu știe că l-a iertat. El nu simte absolut nimic, el s-ar putea să greșească în continuare. Dar tu, în momentul în care ai iertat, în momentul acela se rup lucrurile. Aș putea să vă dau multe exemple. Lucrăm de ani de zile cu oameni din biserică care au ajuns în situații de genul ăsta și pe care Dumnezeu îi aduce înainte și Dumnezeu îi eliberează ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Aș putea să vă dau multe exemple. Dați-mi voi totuși să subliniez unul dintre ele care e atât de interesant. O familie ajunsă în biserica noastră aproape de 50 de ani, ca și vârstă, cu copii, cu... Și am văzut-o pe ea atât de agitată, atât de dornică să-L iubească pe Hristos, să fie parte, atât de agitată, atât de frământată, atât de... Și îl controla pe soțul ei de nu venea să cred și copiii și... Și am avut o predică, am predicat pe iertare și la sfârșit a venit la mine și zice, e foarte probabil că am iertat, dar n-am știut de fapt să iert. Dar zice, care e baiul? Zice, mama mea m-a călcat o viață întreagă în picioare și zice, și acum, imaginați-vă că discutăm de o persoană la 50 de ani. Să spună, mama mea încă mă calcă, că mă calcă la 50 de ani. Și zic, mama ta te-a călcat și te-a rănit și acum tu îl calci pe soțul tău și rănești pe el și pe copii. Deci așa e. Și zic, trebuie să ierți, ce știu. Am înțeles. Și am început să discutăm ce trebuie să facă și cum trebuie să ia fiecare lucru pe care l-a făcut și mama ei și cum trebuie să ierte fiecare lucru în parte. A plecat bucuroasă acasă. Au trecut câteva zile și ne-am reîntâlnit la biserică. Era ea și soțul ei. Au venit la mine amândoi. Părea că stau de vorbă cu o altă persoană. Se uită la mine și zice, Adi, sunt alta. Și am simțit și au trecut de atunci luni de zile și simt în continuare că este o altă persoană. Eliberată. Zice, am ajuns să nici noaptea să nu mai pot să stau să dorm, zice, cum trebuie, zice, e o agitație constantă. Dar zice, când am înțeles că eu trebuie să iert și să eliberez în numele lui Iisus Hristos, zice, au trecut și vreo două zile până când soțul mi-a spus într-o seară, zice, du-te liniștită și fă odată iertările și rezolvă. Zice, m-am așezat în cameră și zice, am început să fac și să iau și să iau fiecare lucru, să duc înaintea lui Dumnezeu, să rostesc iertare și să fac tot ce trebuie să fac. Și zice, soțul la un moment dat a intrat în cameră și eu dormeam liniștită. Pentru că se produsese eliberarea. Atunci când există rană, rana trebuie rezolvată și dacă ai fost rănit, trebuie să ierți. Pentru că în momentul în care ierți, tu eliberezi, dar nu pe persoana care te-a rănit o eliberezi, ci te eliberezi pe tine. Pentru că Dumnezeu te-a iertat
Și Dumnezeu așteaptă ca tu să ierți la rândul tău. Dumnezeu m-a iertat pe mine și așteaptă ca de fiecare dată când sunt rănit să iert la rândul meu. Și atunci când iert, atunci pot să trăiesc în biruință. Și atunci amărăciunea și celelalte lucruri nu mai au ce să caute în viața mea. Am să închei spunându-vă câteva studii care vorbesc despre efectele neiertării la nivelul trupului. Și este un studiu din 2004, a Spears spune că a descoperit că neiertarea la persoanele care au fost victime se asociază de multe ori cu probleme psihiatrice. Newsweek spune așa, neiertarea duce la amărăciune, furie, asta e o revistă care nu are treabă cu Dumnezeu, amărăciune, furie, ostilitate, care duce la probleme fizice, cum ar fi tensiune crescută, slăbirea sistemului imunitar, boli ale inimii. Fraser Bethlehem Carroll spune că sunt aproximativ 60 de studii conclusive care arată legăturile clare între sănătatea trupului și efectele neiertării. Într-un studiu se observă că 16 secunde de gânduri de răzbunare au dus la creșterea tensiunii a pulsului și a tensiunii musculare. Pe partea pozitivă, cercetările arată că atunci când iertăm, sistemul imunitar se îmbunătățește. Iertarea, într-un fel sau altul, te face mai sănătos. Pentru că Dumnezeu știe cum funcționăm. Și Dumnezeu ne-a spus că dacă vrei să fii liber, tu trebuie să faci ceea ce am făcut eu pentru tine. Tu ești liber pentru că eu te-am iertat. Și tu, la rândul tău, trebuie să ierți mai departe. Aș vrea să plecăm capul așa cum stăm. Și aș vrea să ne rugăm. Nu știu care sunt persoanele care te-au rănit în viața ta. Și nu știu ce probleme sunt acolo în inima ta. Dar știu că atunci când Dumnezeu îți cere să ierți, dacă asculți de glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu te eliberează pe tine. Și am să-L rog pe Dumnezeu în momentele următoare să așeze în zilele următoare în mintea ta acele lucruri care te-au rănit. Și atunci când Dumnezeu ți le așează în mintea ta lucrurile care te-au rănit, să poți atunci pe loc să-i spui Domnul Iisus, îl iert sau o iert în numele lui Iisus Hristos, o iert pentru ce a făcut, îl iert pentru lucrul acela, îl iert că m-a făcut să mă simt așa, îl iert pentru că mi-a spus cuvintele respective. Doamne, vreau să-ți mulțumesc frumos pentru bucuria de a fi copiii tăi, Doamne. Doamne, îți mulțumesc frumos că Tu ești Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Doamne, îți mulțumesc frumos că viețile noastre sunt prețuite înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumesc frumos că ai planuri pentru noi, Doamne. Și îți mulțumesc frumos că pregătești cerul pentru noi, Doamne. Și îți mulțumesc frumos că ne-ai așezat pe acest pământ ca să fim biruitori pe acest pământ. Te rog să ne ierți, Doamne Iisuse, că purtăm așa de multe răni în noi. Iartă-ne, Doamne Iisuse, că am primit iertarea Ta și ne este așa de greu să o dăm mai departe. Iartă-ne că suta aia de lei, suta aia de dinari ne face să strângem de gât pe celălalt, uitând cei 10.000 de galbeni pentru care am fost iertați. Vreau să te rog frumos în această seară, Doamne, să continui să-ți cercetezi biserica Ta din loc. Și, Doamne, dacă sunt lucruri legate de neiertare în viețile noastre, te rog în zilele acestea să ne aduci aminte, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Și te rog frumos să ne dai putere să putem să iertăm, ca să ne putem elibera. Să putem să fim Ție plăcut, să fim pe plac Ție, Doamne Iisuse, ca să putem să intrăm în Împărăția Ta și să ne bucurăm de Tine pentru eternitate. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Domn sus în cer și jos pe pământ. Îți binecuvintez numele Tău pentru seara aceasta și prezența Ta în mijlocul nostru. Fie numele Tău onorat și glorificat în vecii vecilor. Amen.